Biserica noastră se roagă pentru victimele tragicului eveniment produs în localitatea Crevedia. În cele 4 spitale din capitală în care se află internate victimele exploziilor, a fost oficiată astăzi taina Sfântului Maslu, slujba fiind săvârșită de un sobor de preoți de caritate. Părintele Alin Nica, coordonatorul acestora, a transmis faptul că slujbele vor fi oficiate și în zilele următoare, serviciul religios fiind asigurat în permanență de preoții capelelor de spital. Pe lângă ajutorul spiritual, Arhiepiscopia Bucureștilor și Patriarhia Română sprijină financiar familiile greu încercate, fiind în permanență în legătură cu acestea.